Dragi prieteni și iubiți credincioși, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Apocalipsa prevestită într-o biserică din România. 14 scene pictate în anul 1737 anunță sfârșitul lumii. În biserica Sfântul Nicolae din Șchei există o pictură numită Roata Lumii, în care Apocalipsa este vestită de inversarea polilor magnetici ai Pământului. Dar despre sfârșitul lumii se știe încă din secolul I, când a fost scrisă binecunoscuta, dar și controversata Apocalipsa după Ioan. Ultimul capitol din Biblie a fost ilustrat în fel și chip, de la pictură laică până la freșcele din biserici și mănăstiri, sfârșitul lumii e zugrăvit cât se poate de înfricoșător. În România avem puține reprezentări ale Apocalipsei, iar una dintre ele este la Brașov. În biserica Sfântul Nicolae din Șchei, mai precis în paraclisul Buna Vestire, un loc în care nu a intrat niciun turist de 10 de ani, există numai puțin de 13 scene ale Apocalipsei pictate pe bolta locașului, plus o frescă năucitoare pe care n-a reușit să o înțeleagă nimeni până acum, dar care seamănă izbitor cu ceea ce vedem în documentarele despre predicțiile pentru 2012, explozii solare și inversarea polilor magnetici. Din lăsământul fiicei lui Brâncoveanu, biserica Sfântul Nicolae din Șchei nu și-a etalat încă toate surprizele. Acest loc de închinăciune, leagăn al limbii române și tezaur de vestigii istorice prețioase, mai ascunde încă multe comori. Una dintre ele este Paraclisterul de Nord, o încăpere aflată în lateralul bisericii care, prin anii 70, a fost închisă publicului. Este, de fapt, tot o bisericuță cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Se pot vedea altarul, iconostasul împodobit cu picturi deosebite, mica turlă pictată, freștele deteriorate, sporesc farmecul, dar și misterul paraclisului, scenele Apocalipsei, Iisus ținând sabia în gură, ochiul lui David, toate acestea sunt zugrăvite pe pereții locașului, încurcând mințile celor ce încearcă să le deslușească tâlcul. Istoria picturilor începe cu istoria paraclisului, pe care profesorul părinte Vasile Oltean a izbutit să o afle după o îndelungată muncă de cercetare. Iulie, 9 zile, luni, la 7 ceasuri. S-au pus temeliile paraclisului, care s-au făcut pentru treaba ispovedaniei întru hramul blagoveștenilor precestei, care s-au făcut prin îndrumarea și purtarea de grijă a popei Radului, fiul popei Radu Tempea, spune o cronică din 1733. O inscripție din vechiul catastif al bisericii de la 1759 arată că fundator a fost Costanda lui Manole. Este vorba de soția lui apostol Manole, vestit negustor, slujitor al voievodului Constantin Brâncoveanu, care avea la Brașov un han pe actuala stradă de mijloc, explică părintele Oltean. Cert e că această construcție a fost posibilă prin strădania protopopului cronicar Radu Tempea II, în baza daniei domnilor Grigore Matei Ghica și Constantin Mavrocordat, dar și din lăsământul domniței Ancuța, fica voievodului Constantin Brâncoveanu. Mormântul ei a fost depistat de curând în Paraclisul de Nord, ea locuind la Brașov, unde a și decedat în 1730. Timp de 2 ani, șcheienii au făcut demersuri pentru ridicarea acestui locaș. Ziduri îmbrăcate în scene biblice. Paraclisul are doar 12,6 metri lungime, cu tot cu altar, și 4,5 metri lățime. Este dreptunghiular, cu bolți semicilindrice și o turlă în zona centrală. Purtând hramul Bunei Vestiri, noul paraclis a fost îmbrăcat în pictură murală între anii 1735-1738, de vestiții zugravi craioveni, Cranite Grigore, fratele său Gheorghe, fiii săi Ioan și Mihail,
cunoscuți pentru fresca din naosul Tismanei și a bisericii din Vlădeni, spune directorul muzeului primei școli românești, care descrie astfel picturile. Pe bolta turlei este pictat Pantocratorul, adică Iisus Hristos ca împărat al lumii. Spre răsărit este reprezentată Maica Domnului cu pruncul pe tron între doi arhangheli. Spre vest găsim mai multe scene din ciclul patimilor. Este bogat ilustrată tema învierii cu zeci de scene. Cu totul deosebită este și fresca înfățișând întâiul sinod de la Nicea din 325 al celor 318 sfinți părinți, în care împăratul Constantin cel Mare e înconjurat de episcopi. Câteva scene din Vechiul Testament sunt și ele zugrăvite pe pereți. Picturile au fost realizate în 1737 de către Gheorghe Hranite și fratele său Grigore pe cheltuiala șcheienilor Hagi Radu și fratele său Șandru, Teodor Ciurcu și fratele său Hagi Dimitrie, după cum e precizat în catastiful bisericii. Icoana de hram a Paraclisului păstrează inscripția confirmând autorul și data. Iconopiseț Gheorghe Zugrav, 1738. Pridvorul Paraclisului a fost pictat de zugravul Ioan, fiul lui Grigorie, cel care a realizat și scenele din Apocalipsa lui Ioan. Inițial, Paraclisul a funcționat ca și casă de taină și loc pentru spovedanie. Ulterior, a devenit capelă funerară din 1856 până în 1978. Îngerii inversează polii pământului. Cea mai interesantă frescă o găsim pe un contrafort. Se numește Roata Lumii și redă o scenă unică a rotirii pământului în jurul soarelui, rotație executată de sfinți. Program iconografic surprinzător și apreciat de mari specialiști în domeniu, după cum mărturisește profesorul Oltean. Nu se poate să treci pe lângă această pictură fără să o remarci. Soarele, în mijlocul căruia este un triunghi echilateral care încadrează ochiul cel neobosit, aruncă spre pământ raze ucigătoare. Este ochiul lui David, după cum precizează profesorul, dar seamănă și cu simbolul masonic. Pământul este o sferă susținută de patru personaje, două câte două, și la poli opuși, aceste personaje au haine de aceeași culoare. Par să fie doi bărbați și două femei. Nu au aceeași vârstă, nici aceeași rasă nu par să fie, dar cel mai ciudat lucru este poziția lor. Personajele încearcă să urnească planeta, dar nu în plan orizontal al mișcării de rotație, ci în plan vertical, de parcă ar vrea să o dea peste cap. Dacă această roată a lumii face parte din ansamblul scenelor care descriu Apocalipsa, atunci nu se poate să nu facem legătura cu mult vehiculata teorie a inversării polilor magnetici ai Terei, una din spaimele care anunță sfârșitul lumii. De unde să fi știut pictorul Ioan Hranite de schimbarea polilor magnetici, dar de exploziile solare, două dintre teoriile care prezic venirea Apocalipsei în 2012? Dacă exploziile solare sunt inevitabile, ciclul de 11 ani al activității solare, încheiindu-se în decembrie 2012, inversarea polilor magnetici nu reprezintă nicio amenințare. Este un fenomen natural, vizibil deja, dar care durează mii de ani, deci e imperceptibil. Totuși, rămâne o enigmă cum de i-a trecut pictorului prin minte să asocieze aceste două catastrofe. Pictor de icoane plângătoare. Oricum, îngerii care rotesc pământul e o reprezentare cel puțin bizară, dacă nu chiar unică în lume. La momentul când a fost pictată, Biserica Catolică încă nu admisese revoluționarea teorie a lui Galilei, deși trecuse un secol. În 1741, Vaticanul a permis publicarea cărților savantului și abia în 1992 a recunoscut formal că pământul se rotește în jurul soarelui. Cu atât mai mult, în 1738, pictorul Ioan Hranite a fost un pionier al științei în țările române, dar
Curios lucru, a pictat o teorie științifică într-o biserică. Cu ce scop? Roata lumii ar trebui să atragă atenția teologilor și oamenilor de știință deopotrivă, în căutarea unei interpretări. În acest moment, fresca din Șchei e doar un imens semn de întrebare. Poate că lucrurile s-ar lumina dacă am afla mai multe despre cel care a zugrăvit-o. Ioan Hranite făcea parte dintr-o familie de pictori de biserici. Bunicul său era considerat un pictor faimos din grupul de la Hurez. Tatăl său, Grigore Hranite sau Ranite, s-a născut în 1712 în zona Craiovei, deși originea acestei familii nu e pe deplin elucidată. Grigore Hranite a fost unul dintre cei mai talentați zugravi din cea de-a doua generație care a practicat stilul brâncovenesc și unul dintre cei mai apreciați dascăli în preajma sa, formându-se câteva dintre cele mai reprezentative figuri ale artei românești de la mijlocul secolului al XVIII-lea. A pictat o icoană la Blaj, din care Maica Domnului a lăcrimat în 1764. Icoana s-a pierdut după ce a fost studiată la Viena. A mai pictat încă două care, la rândul lor, au plâns. Ioan a învățat tot de la tatăl său, cu care a semnat câteva fresce bisericești. A făcut studii de teologie și găsim că în 1785 semna cu numele Popa Ioan Zugrav o frescă numită Roata Vieții la Rășinari, diferită mult de Roata Lumii din Brașov. Aceeași viziune ca la Muntele Athos. Deși a pictat câteva biserici și troițe, despre o bună perioadă din viața zugravului Ioan Hranite nu se știe nimic. Omul de știință Marius Porumb susține chiar că artistul s-ar fi stabilit la Brașov. Este foarte posibil ca Ioan Hranite să fi vizitat mănăstirea Dionisiu de la Muntele Athos, de unde să-l fi inspirat stilul freșcelor care tratează Apocalipsa după Ioan. Asemănările dintre reprezentările din Grecia și cele din Șchei sunt izbitoare, aceleași fuioare de nori, simboluri ale îngerilor sau alte făpturi cerești prezente la fiecare eveniment biblic. Picturile cu care Ioan Hranite a decorat zidurile bisericilor din Șchei, dar și din Tismana, conțin și alte ciudățenii care pot fi interpretate drept nave extraterestre, avioane, costume de protecție. La fel ca Roata Lumii, acestea introduc elemente laice de ordin științific. Mănăstirea Dionisiu a fost construită pe o stâncă la 80 de metri deasupra mării în secolul al XIV-lea. Mulți principi români contribuind cu sume importante și obiecte de cult la dezvoltarea locașului care poartă hramul Ioan Botezătorul. Dată fiind apropierea acestei mănăstiri de țările române, e posibil ca Ioan Hranite să o fi vizitat și, cu această ocazie, să fie admirat picturile realizate în 1546. Inspirat sau nu de freșcele de la Muntele Sfânt, Hranite ne-a lăsat pe zidurile bisericii din Șchei câteva picturi unice care, din lipsă de fonduri, se degradează cu fiecare zi ce trece. Restaurarea lor ar putea scoate la lumină și alte scene la fel de surprinzătoare ca Roata Lumii. Cât despre semnificația lucrării, descifrarea ei este o provocare care începe abia acum. Apocalipsa, o singură carte, 100 de interpretări. Apocalipsa lui Ioan sau Revelația lui Ioan este ultima carte din Noul Testament. Autorul este de obicei denumit Ioan Teologul din insula Patmos din Marea Egee, dar nu s-a ajuns încă la un consens. Unele interpretări, identificându-l pe Ioan cu Apostolul Ioan, Apocalipsa cunoaște sute de interpretări, de la stimulent moral pentru creștini până la scenarii complexe asupra viitorului. Unii consideră chiar că nu are niciun înțeles. Primele tâlcuri teologice asupra Apocalipsei au fost scrise în limba greacă la începutul secolului al VI-lea, în Capadocia, de către Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Astăzi ortodoxii consideră că Apocalipsa este un avertisment pentru a fi gata din punct de vedere moral și spiritual pentru sfârșitul vremurilor, oricând ar decide Dumnezeu. În orice caz, acel moment nu poate fi prezis de către muritori. Nu știe decât Dumnezeu când va veni sfârșitul lumii.
spune și părintele Oltean, cartea Apocalipsei este singura carte din Noul Testament care nu este citită în cursul slujbelor bisericii ortodoxe. Judecata de apoi în bisericile românești. Viziunile pictorilor asupra Apocalipsei pot fi întâlnite în puține locașuri de cult ortodox din lume. Cele mai cunoscute și cele mai vechi sunt picturile din Mănăstirea Dionisiu, realizate în secolul al XVI-lea de zugravul cretan Tsortis. Pictura se datorează generozității domniței Ruxandra, fica lui Petru Rareș și soția voievodului Alexandru Lăpușneanu. Pe mănăstirile din Moldova, ridicate sau împodobite de Petru Rareș, găsim de asemenea scene ale judecății de apoi, care e de fapt ultima scenă din Apocalipsă. Alte fresce găsim și la mănăstirea Văcărești, Biserica Icoanei și Biserica Crețulescu din București, Biserica Bunavestire și Paraclisul Episcopiei din Râmnicu-Vâlcea. Toate au fost realizate în secolul al XVIII-lea. Apocalipsa în istorie. Care au fost momentele când sfârșitul lumii a fost prevestit de anul nou. Toate religiile lumii vorbesc despre un moment în care pământul fizic se va sfârși. Indiferent de terminologia folosită, lumea care a avut un început va avea și o finalitate. Nu puțini au fost cei care s-au preocupat de găsirea unei date exacte când Apocalipsa se va întâmpla. Uneori această dată coincidea cu momentul trecerii într-un nou an. Cele mai multe calcule ale sfârșitului lumii pleacă de la scrierile biblice, atât cele ale Vechiului Testament, cât și cele ale Noului Testament. Omul a fost dintotdeauna preocupat să știe acest moment. Chiar și apostolii lui Isus îl întrebau pe acesta care este data fixată de Dumnezeu pentru a nimici lumea. Desigur, dacă ne gândim la cartea Apocalipsei scrisă de apostolul Ioan, vom vedea că distrugerea lumii va fi anunțată de niște semne divine. Va fi anunțată de 7 îngeri, cu 7 trâmbițe, moment în care, pe pământ, vor apărea nenorociri și cataclisme, precum și cu un balaur roșu cu 7 capete, Anticristul. După ce Anticristul va semna un legământ de pace cu Israelul, pentru o perioadă de 7 ani, oamenii se vor confrunta cu epidemii și cataclisme. Aproximativ la jumătatea acestei perioade, Anticristul va rupe legământul cu Israelul și va porni un război împotriva acestuia. Oamenii vor fi ispitiți să se închine celui rău. La finalul perioadei de 7 ani, Ierusalimul se va confrunta cu un atac din partea Anticristului. Acesta este momentul în care Isus se va întoarce pe pământ și îl va împinge pe cel rău. Timp de un mileniu, Hristos îl va ține pe Antichrist într-un iaz de foc, conform Apocalipsei lui Ioan. Cel rău va fi eliberat, apoi, pentru scurt timp, însă va fi învins definitiv de Hristos. Cu toate că în Biblie nu se precizează o dată exactă sau o formulă de calcul pentru ziua finală, diversi specialiști s-au încăpățânat să calculeze. Iar noaptea de anul nou a fost aleasă în unele cazuri, deoarece era momentul în care începea un an cu rezonanță, anul 1000, 1666 sau 2000, care conținea cifre ușor de manipulat. Desigur, nici cifra diavolului, nici începutul unui nou veac sau mileniu nu au determinat sfârșitul lumii. Preotul profesor Petre David notează în cartea sa, Invazia sectelor, că aceste concepții au apărut din frica zilei de mâine, ca și din falsificarea imaginii venirii judecății și zilei de apoi. Regizori și cineaști au oferit lumii curioase pelicule despre ziua de apoi, Armageddon. Destul de mulți socotesc că venirea a doua poate fi calculată cu exactitate prin intermediul unor cifre scoase din Biblie. Toate sectele au în concepțiile lor un mileniu specific și venirea sigură. De asemenea, profesorul de misiologie arată că toți cei pasionați de astfel de calcule încearcă să creeze între credincioși o stare sufletească de pesimism, de neliniște, de așteptare înfrigurată a împlinirii semnelor și soroacelor escatologice pe care acești profeți le înfățișează ca aflându-se pe punctul de a se produce cât mai curând și că ar fi deosebit de înfricoșătoare pentru aceia care nu fac parte din grupul lor. Unii au început să facă diferite calcule plecând de la scrierea lui Daniel 8:14,
unde se vorbește despre trecerea a 2300 de nopți până la restabilirea curățirii templului, adică o curățire prin foc, iar alții au văzut în cele 6 zile ale creației 6000 de ani, după care va urma ziua de odihnă sau mileniul. Desigur, nu au lipsit nici cei care au fixat o dată exactă în urma unor vise sau revelații. Printre cele mai importante momente din istorie, când sfârșitul lumii a coincis cu trecerea într-un nou an, au fost anul 500, Ipolit din Roma, Sextus Iulius Africanus, au prezis întoarcerea lui Isus în anul 500. Una dintre preziceri a fost bazată pe dimensiunile arcei lui Noe. Anul 800, Sextus Iulius Africanul, a revizuit data zilei Apocalipsei pentru anul 800. Anul 1000 a fost una dintre cele mai vehiculate date ale sfârșitului lumii, inclusiv clericii au crezut că perioada de 1000 de ani a creștinismului înseamnă finalul. Chiar Papa Silvester al II-lea a organizat în seara de ajun o slujbă în Catedrala Sfântului Petru. Anul 1033. Dacă sfârșitul nu a venit în anul 1000, pasionații de calcule apocaliptice au avansat anul 1033, adică 1000 plus 33, vârsta la care Isus a fost răstignit. Anul 1666 este lesne de înțeles de ce a produs în istorie atâta agitație data de 1 ianuarie 1666. Cele 6 cifre 6 reprezintă cifra diavolului, iar speculațiile nu au întârziat să apară. 1910, Camille Flammarion. Anul 1910 va reprezenta finalul omenirii, deoarece cometa Halley va lovi Pământul. S-au vândut chiar și pastile împotriva prafului pe care ciocnirea l-ar fi produs. 2000 a fost din nou o dată intens speculată de mulți proroci, care prevedeau că lumea se va încheia în noaptea de 31 decembrie 1999 spre 1 ianuarie 2000. Unii credincioși sunt de părere că apocalipsa este mai aproape decât ne-am putea imagina, fiindcă numeroase semne prevestitoare au început deja să se întâmple. Iată semnele apocalipsei care apar în Biblie. 1. Predicarea Evangheliei la toate popoarele. Matei 24:14. 2. Convertirea poporului iudeu la creștinism. Matei 24:10-12. 3. Căderea multora de la credință, amăgiți de proroci mincinoși. 4. Înmulțirea războaielor și a veștilor despre războaie. Matei 24:67. 5. Mari catastrofe în natură. Matei 24:7-29. 6. Venirea lui Enoch și Ilie. Apocalipsa 19:1. 7. Apariția lui Antichrist. 2. Tesaloniceni 2:3-11-1. Ioan 2:18, care va săvârși împreună cu apostolii săi mincinoși tot felul de semne ca să amăgească pe oameni. Acesta se va substitui lui Hristos și va prigoni cu furie pe aleșii Domnului. Matei 24:5-11. 8. Arătarea pe cer a semnului Fiului Omului. Matei 24:30, adică a crucii. Totuși se pare că acestea nu ar fi singurele semne ale Apocalipsei. Se pare că un semn al apropierii sfârșitului lumii este marcat de apariția unor fenomene meteo-extreme, a bolilor tot mai multe și tot mai grave, dar și a pierderii ideii de familie și de credință. Sunt și voci care consideră că, precum vine moartea unui om pe nesimțite și fără semne prevestitoare, la fel se va întâmpla și cu Apocalipsa. Aceste preziceri au însă un caracter paradoxal, fiindcă în timp ce ele ne oferă semne cu privire la sfârșitul lumii, Sfânta Scriptură spune totuși că sfârșitul se va produce pe neașteptate, așa cum arată Sfântul Apostol Petru. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el vor arde cu totul. 2 Petru 3:3-4:10 arată cei de la creștinortodox.ro.
Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Sunt foarte bucuroasă că sunteți prezenți pe acest canal în număr atât de mare și asta mă determină să vă ofer în continuare materiale la fel de interesante. Până data viitoare, vă doresc numai bine!